mă retrag, nu sunt incompatibil, Cătălin Cârstoiu ține cu dinții de candidatura PSD-PNL la primăria Capitalei. Cercetat pentru o mită de peste 3 milioane de euro, Iulian Dumitrescu invocă și el posibila intrare în cursa pentru Consiliul Județean Prahova. Iar primăria sectorului 5, condusă de Cristian Popescu Piedone, a împărțit 1 milion de lei în numai 3 zile. Portret de candidat, astăzi Daniel Buda, eurodeputat din 2014 încoace. E joi, 18 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Se cam îngroașă gluma, bănuit de incompatibilitate și conflict de interese, medicul Cătălin Cârstoiu ar refuza să renunțe la candidatura din partea PSD și a PNL pentru primăria Bucureștiului. Așa afirmă surse din cadrul coaliției. Potrivit lor, odată revenit din Qatar și din Emiratele Arabe Unite, premierul Ciolacu ar urma să-i ceară cât se poate de clar să se retragă. Candidatura trebuie înregistrată oficial luni, pe 22 aprilie, dar până atunci, sau chiar în ziua respectivă, ar fi de așteptat încă o discuție în coaliție pe tema acestei situații. Ieri, premierul Ciolacu i-a cerut lui Cătălin Cârstoiu să explice public, într-o conferință de presă, cum se face ca trimis și tratat pacienți de la stat în clinica privată a familiei. Strategia medicului bucureștean s-a întrevăzut în cursul unui interviu la televiziunea B1, cum nu are contracte cu firmele familiei, ci doar încasează dividende, Cătălin Cârstoiu consideră că ar fi făcut un soi de voluntariat. Colegii mei au consultat acolo pacienți. Au fost dăți și nu neg asta, când ei mi-au cerut o expertiză, mi-au cerut un sprijin. Erau cazuri care uneori îi depășeau. Acolo. Da, le-am oferit sprijinul pentru că eu am jurat, când am terminat facultatea, să ofer sprijin necondiționat pacienților și colegilor mei. Asta scrie în jurământul lui Hipocrate. Ăsta este. Ați fost plătit pentru acest sprijin? Nu am încăsat niciun ban. Eu am făcut asta din devotamentul meu profesional, din devotamentul meu față de profesie, față de un pacient, față de orice om care are o nevoie. Pe principiu, și atunci cine a încasat banii pentru respectivele operații sau tratamente? Colegii mei care au făcut investigații acolo, au muncit. Și mai vreau să vă spun un lucru. Deci făceați totul voluntar. Domnulescu, am făcut-o că am vrut eu. Site-ul Hot News a publicat mai multe mesaje WhatsApp prin care unii dintre pacienții doctorului Cârstoiu erau trimiși de la Spitalul Universitar la clinica privată a familiei. 4 persoane au plătit sume de până la câteva mii de lei. În toamnă, doctorul Cârstoiu a semnat și parafat un consult la clinica privată și a emis o factură pe altă firmă. Legea îi interzice acest lucru. Confruntat cu această situație, ministrul Sănătății e de părere că n-ar fi rău să fie bine, e nevoie, în opinia lui Alexandru Rafila, de o declarație pe propria răspundere a medicilor de la stat care să se angajeze să nu trimită pacienți la privat. Totuși, guvernul Ciolacu nu a avizat un proiect de lege depus în decembrie de USR care ar penaliza tocmai această practică. De ce? Uite de aia, pare să răspundă în mult mai multe cuvinte Alexandru Rafila. Este un proiect inițial de USR, de un domn Adrian Viner, cred că îl cheamă. Da, dânsul are, mai ales în ultimele luni, în ultimii ani, o abordare care mă face să cred că este cel mai bun medic dintre politruci sau cel mai bun politruc dintre medici, nu știu exact care este calitatea dânsului, dar acel document, noi lucrăm la o strategie care să limiteze acest lucru, nu știu dacă o să putem să o eliminăm, o să încercăm să facem lucrurile astea aplicat și într-un mod care responsabilizează medicii. Cred că ar trebui făcută o declarație pe propria răspundere a medicilor care lucrează în instituțiile publice privind acest aspect, că nu direcționează pacienți, trebuie stabilite și niște sancțiuni care să poată să fie aplicabile. Un candidat care urmărește cu atenție, dar fără nicio urmă de îngrijorare, ceea ce se întâmplă acum în coaliție e Cristian Popescu Piedone. Scandalul Cârstoiu îl ajută între altele și pentru că distrage atenția de la practicile din primăria sectorului 5 pe care o conduce în prezent. La sfârșitul lui februarie, instituția a împărțit fără licitație 1 milion de lei. Toate contractele de achiziție au fost câștigate în interval de 3 zile de o singură firmă. Trucul folosit a fost spart
spargere a sumei totale în 12 contracte, pentru că legea spune că nu e nevoie de licitații publice pentru sume de până la 270.000 de lei. Primăria sectorului 5 a cumpărat echipamente pentru sport și pentru locurile de joacă, bănci și coșuri de gunoi. Potrivit site-ului termene.ro, acționarii firmei câștigătoare sunt Verona și Gelu Palamaru. Presa a scris în mai multe rânduri că aceștia ar fi nașii de cununie ai lui Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava. Ca să nu rămână mai prejos, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova invocă de sub control judiciar Constituția și statutul PNL, amândouă îi permit să candideze, spune Iulian Dumitrescu, la alegerile din 9 iunie. El e cercetat de DNA pentru o mită de 16 milioane de lei, adică mai bine de 3 milioane de euro. Sora și cumnatul lui Iulian Dumitrescu, acuzați de complicitate, sunt și ei sub control judiciar. Există o Constituție în țara asta. Și Constituția a fost făcută de niște oameni mai deștepți ca mine și ca dumneavoastră și conform Constituției, cred că știți că am dreptul să candidez. Există un statut al partidului și conform statutului am dreptul să candidez. Există o decizie personală pe care trebuie să o iau eu. Site-ul g4media.ro a publicat imagini cu mașinile de lux ale familiei Dumitrescu, un Lamborghini și un Bentley care nu apar în declarația de avere, cu o valoare estimată la peste o jumătate de milion de euro. De asemenea, familia demnitarului prahovean ar fi cheltuit într-un an și jumătate 3 milioane de lei în magazine de lux din locuri precum Dubai, insulele Maldive și Nisa. În Statele Unite, administrația Biden insistă că e nevoie ca Parlamentul să aprobe de urgență un nou pachet de ajutor financiar pentru Ucraina în valoare de peste 60 de miliarde de dolari. Ministrul de Externe, Antony Blinken, a invocat un nou atac al Rusiei care a făcut 10 de victime în nordul țării vecine, în așteptarea unui vot programat sâmbătă în Camera Reprezentanților. Dominată de republicani, aceasta blochează de luni întregi pachetul de ajutor, în vreme ce Rusia și-a intensificat operațiuni de pe front. Dmytro Kuleba, ministrul de externe de la Kiev, a spus că e crucial ca Ucraina să facă față masacrului provocat de rachetele rusești. Mult mai direct a fost într-un interviu la BBC premierul Denis Șmihal: dacă Ucraina cade, sistemul global de securitate va fi distrus, a spus el. Vor fi multe astfel de conflicte și de războaie, iar în cele din urmă s-ar putea ajunge chiar la al treilea război mondial, a adăugat demnitarul ucrainean. Cât despre europeni, Germania a anunțat recent că va trimite Ucrainei un sistem Patriot suplimentar de apărare antiaeriană. Josep Borrell, coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, crede că țările membre trebuie să-și trimită sistemele antirachetă în țara vecină. În opinia sa, Uniunea nu se poate baza doar pe Statele Unite pentru a ajuta Kievul. Pe acest fundal, forțele aeriene române anunță că au reperat încă o dronă lângă baza militară Mihail Cogălnicianu. Trei alte aparate de zbor fără pilot au fost descoperite luni în zonă. Nu a fost nevoie de contramăsuri de genul războiului electronic, se afirmă într-un comunicat al armatei. Comandanții bazei au sesizat însă parchetul militar, iar o comisie internă cercetează cele întâmplate. Dronele reperate luni ar fi fost, potrivit comunicatului invocat, unele comerciale. Șeful statului major al armatei avertiza de curând că militarii nu ar avea cum să doboare eventuale drone de război intrate pe teritoriul național. Nu există legislația necesară. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, campanie violentă într-o comună din Sibiu, candidatul PSD la primăria Brădeni, Dănuț Braga, se plânge că a fost bătut cu biciul de fratele primarului în exercițiu. A și făcut publice pe Facebook imaginile care surprind incidentul. Încăierarea a pornit din cauza că Dănuț Braga filma cu o dronă proprietățile părinților și ale fratelui primarului. Poliția orașului Agnita a deschis un dosar penal în acest caz. Instituția spune că pentru drona utilizată în cursul incidentului nu era nevoie de autorizare. Cătălin Cherecheș rămâne în închisoare. Curtea de apel Cluj a respins cererea fostului primar din Baia Mare de anulare a condamnării sale pentru luare de mită. Soluția instanței e definitivă. O
altă instanță, Tribunalul București, i-a scăzut însă de curând un an de închisoare din pedeapsa de 5, e vorba de perioada petrecută în arest în cursul anchetei din 2016, dar și de arestul în care a stat în Germania după ce a fugit din țară. Fostul primar a trecut granița în noiembrie, cu puțin înainte să fi fost condamnat. A ieșit prin Vama Petea cu un taxi, grație unui act de identitate al unei rude. Prins în Germania și extradat, el a ajuns la penitenciarul Rahova luna trecută. Procesul lui Vlad Pascu, șoferul care a ucis drogat doi tineri la 2 mai, s-ar putea relua de la zero. Judecătoarea Ioana Ancuța Popoviciu a formulat o cerere de abținere. Ea e cercetată disciplinar pentru felul în care a gestionat procesul, iar Consiliul Magistraturii va hotărâ miercurea viitoare dacă o suspendă sau nu. Avocatul acuzării, Adrian Cuculi, s-a spus că procesul ar trebui să se reia și dacă cererea de abținere e acceptată și dacă CSM suspendă judecătoarea din Mangalia. Familiile victimelor, Roberta Dragomir și Sebastian Olariu, au cerut fără succes ca Vlad Pascu să fie judecat pentru omor calificat. Fapta sa a fost încadrată juridic drept ucidere din culpă. Corporația americană Google a demis aproape 30 de angajați care au participat la o manifestație împotriva proiectului Nimbus. E vorba de un contract pentru servicii cloud cu guvernul Israelului în valoare de peste $1 miliard. Unii dintre angajați au fost arestați pentru că au blocat birourile companiei. Protestele față de proiect începuseră încă de anul trecut după invazia israeliană din Gaza. Implicată e și o a doua corporație din Statele Unite, Amazon. Angajații celor două firme au reclamat că înțelegerea pune la dispoziție a forțelor israeliene tehnologii avansate care ar putea să ducă la uciderea sau la rănirea civililor din Gaza și din Cisjordania. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare. Cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul lui Daniel Buda, eurodeputat din 2014 încoace. Daniel Buda este de 10 ani membru în Parlamentul European. Face parte din aripa PDL a Partidului Național Liberal. De altfel, în 2014, când a candidat prima oară la alegerile europene, Daniel Buda era inclus pe listele Partidului Democrat Liberal. A intrat în politică în 1998, iar din 2006 a trecut la cârma organizației PDL Cluj. A fost deputat în Parlamentul României timp de 8 ani, din 2004 până în 2012. La începutul carierei, acesta a fost angajat inspector la primăria municipiului Cluj-Napoca, pe vremea când instituția era condusă de controversatul Gheorghe Funar. Daniel Buda are 54 de ani și s-a născut în județul Sălaj. A terminat în 1994 Facultatea de Zootehnie la Cluj-Napoca, iar în 1997 a absolvit și Facultatea de Drept. Timp de 2 ani, pe când era student la drept, europarlamentarul a urmat un stagiu de perfecționare în probleme de administrație publică în Statele Unite, la Michigan State University, aceeași instituție unde s-a perfecționat și Emil Boc. Conform CV-ului, Daniel Buda a fost avocat în baroul Cluj-Napoca din 1998 până în 2007, an în care a devenit notar public. Tot în primii ani de după 2000 a început și studiile doctorale. A devenit în cele din urmă, în 2006, pe când era și parlamentar, doctor în filozofie. Mai degrabă o figură discretă, politicianul liberal din Cluj nu a fost niciodată foarte vocal cu privire la politica de la București. A lăudat guvernul când premier era șeful său de partid, Nicolae Ciucă, iar în restul aparițiilor publice s-a concentrat mai degrabă pe activitatea din Parlamentul European. Este membru al Comisiei pentru Agricultură, motiv pentru care a avut numeroase luări de cuvânt în plenul legislativului european, cele mai recente cu privire la problemele cu care se confruntă fermierii. Mi-a rămas în minte ce declarau fermierii și din Franța și din România, că între una și două zile pe săptămână sunt nevoiți să lucreze în birouri pentru a putea să obțină subvențiile de la Comisia Europeană. Rugămintea mea este să acționați în această direcție de reducere a birocrației la nivelul fermierului. A semnalat și probleme cu care se confruntă crescătorii români de animale din cauza pestei porcine. Din păcate, suntem într-o situație complicată, pentru că și în România, de exemplu, suntem în situația în care 85% din carnea de porc consumată o importăm. De ce? Pentru că peste porcină pur și simplu a genuncat fermierii din România. S-a preocupat și de felul în care instituțiile europene oferă despăgubire agricultorilor afectați de atacurile unor animale sălbatice. Primul lucru pe care l-aș face
ar fi acela de a obliga pe toți birocrații de la Bruxelles, care se ocupă de dosarele privind lupii și urșii, să meargă în munții Făgăraș sau în Alpii francezi, locuri care mustesc de lup și de urși, și să păzească o turmă de oi măcar o săptămână. Daniel Buda candidează acum pentru un nou mandat de europarlamentar, ocupând locul al 9-lea pe lista comună PSD-PNL. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230, prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!